În urmă cu 21 de ani, familia Buștei din București a ajuns pentru prima oară în pelerinaj la Iași. Cum aveau o afacere cu flori, oamenilor le-a venit o idee. De atunci, în fiecare an, amenajează baldachinul pe care va sta racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Ca piesă de detaliu, avem un fir mic de delfinium albastru. Și atunci, de aici avem o îmbinare de flori albe cu acest delfinium albastru pe care o să-l regăsiți și pe veșmântul Sfintei. În aproximativ 12 ore, 20 de oameni îmbracă baldachinul cu mii de flori. Munca lor însă începe la București. De 20 de ani înseamnă pentru noi, înseamnă că e bine, înseamnă că ceea ce ne-am propus pentru primul an și s-a continuat, aduce bucurie. Este greu de explicat în cuvinte, însă bucuria noastră continuă. Fără ca să ne fi vorbit cumva înainte, au găsit culori care se potrivesc cu ceea ce se pune pe trupul sfinte, adică cu acel veșmânt. Pelerinajul începe în dimineața de 7 octombrie. Femeile din imagini s-au așezat la rând cu aproape 24 de ore înainte pentru a fi primele care se închină la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Avem haine, pături. Pregătită? Da. De câte ori ați fost prima? Ai, n-am fost de multe ori. De vreo 3 ani ai fost Da. Scăunelul, să stăm pe scăunel, că până mâine sunt atâtea ore. Și la noapte, și astăzi, toată ziua. Nu sunt însă singurele care așteaptă. Mii de pelerini din toată țara au venit mai devreme la Iași pentru a evita aglomerația din următoarele zile. Nimic nu se poate întâmpla fără rugăciune și fără credință. Important este rugăciunea curată din suflet și ni se dă ceea ce cerem dacă avem și sufletul conectat cu adevărat la rugăciune. Sunt de la Craiova. Este a treia oară când vin la Maica Parascheva. Vin cu mult drag și cu bucurie. Am venit cu trenul. Am ajuns ieri de dimineață, că am plecat miercuri seara și am ajuns joi și am dormit o noapte aici. Mă simt ca în rai. Așa mă simt de bine. În acest an sunt așteptați la pelerinajul din capitala Moldovei aproximativ 350.000 de oameni.